Ed ha Jerry Ryan al telefono. Ed ha Tess. Ah no, în celelalte rânduri n-am simțit nevoia să vorbesc cu tine. Acum o fac pentru că mi s-a cerut. A formidabil cum ai ghicit. E da, ea mi-a cerut. Intuiția ta feminină, desigur. Gita l-o cheamă. Da, o iubesc enorm. Doar n-am avut intenția să rămân singur tot restul vieții. Nici tu n-ai fi fost mai fericită. Așa cum nu m-a fericit pe mine anul de singurătate din casa ta. A, da, ce bucuros să-ți fiu avocat la divorț, cu condiția ca pentru mine să pledeze taică-tu. A, recunoaște, recunoaște, numai un avocat de talia lui m-ar putea scoate basma curată. A, mulțumesc, dar spune-i să și-i țină în seif. Chiar azi am început. Am și o locuință și o fată, nu-mi lipsește nimic. Nu, n-am de gând să mă opun. Spune-i lui Lucian că poate introduce o acțiune oricând. Mă prezint și fără citație. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. A, nu, nu mă interesează prietenia ta și a logodnicului tău. Trebuie să vă suportați reciproc și fără mine. Tess, nu există om care după ce e vârât cuțitul în trânsul să-și păstreze tandrețe. Tess, doar nu mi-ai telefonat de la celălalt capăt al lumii pentru că nu știi ce să faci cu mobila. Bântuie fantomele prin casă? A, dă-i foc! Asigurarea o să o împărți simple din două. Nu sunt fără suflet, dar nici eu nu vreau fantome. O, Dumnezeule, dar ai ales singură! Nu mă mai scormoni până în rărunghi. Tess, dar nu, dar te rog! Alo, centrala? E, vă rog, aș vrea o convorbire cu Omaha. Nebraska, Atlantic, 5756. Algonquin, 4, liniuță 6099. Aștept să mă chemați, da? A, da, mulțumesc. Alo, Ruth? Șeful e acolo? Unul care a demisionat din postul de ginere. Ești foarte drăguță. Și eu vă duc dorul. Alo, Lucian, ce mai faci? A, dar nu ca să te întreb ce mai faci, te-am căutat. Nu, mulțumesc, am serviciu. De fapt, sunt pe cale să intru și în barou pe bază de cauțiune. Da, sigur că da. Comunică-i lui Tess. I-aș închipuie că nu pot să mă descurc decât cu mintea ei. În legătură cu Tess te-am chemat. Dar tocmai am primit o scrisoare. A, bine, dar scrisoarea n-a ajuns singură acolo. Vrei să mă convingi că de atunci Tess e atât de... Și pentru ce mă rog să fie distrusă? A, pentru Dumnezeu, Lucian, un an întreg... 365 de zile am tot avut răbdare până mi-am pierdut și ultima urmă de respect pentru mine însumi. Abia după aceea mi-am făcut catrafusele. Am părăsit-o, spune ea. Ha, fii bun, te rog, și explică-i cum poate un om să fie acuzat că a părăsit logodnica altuia. Dacă nu mă crezi, poftim. Promit să vin la nuntă. Fii cu ochii pe ea, Lucian. De asta te-am chemat. Și trimite-i complimente de la mine.